această vreme extraordinară. Păi, trebuie să luăm aici partea bună. Partea bună este că suntem într-un loc destul de bun, sub o piatră, și până nu de mult, ploaia trecea cumva peste noi. Acum cum s-a oprit vântul, ploaia cade vertical și începe încetul să ne ude. Eu, de exemplu, mă uit la o cusătură de unde în fiecare jumătate de minut picură. Tabăra este sub noi și acum intrăm în labirintul de gheață. Ice labyrinth. Yeah. Peretele tapetat cu gheață al lui Cerro Torre. S-a părut. Deci, da. Este extraordinar de riscant. Ai stăpânit la perfecțiune. Deci, n-am cuvinte, Vlad, să te felicit. Pe picioare puteai. A fost bine, m-a ajutat Dumnezeu. Da. Chiar că